Ce vedem noi acum e rezultatul unui proces care s-a derulat în mai multe etape. Prima a constat într-o consultare a unor actori pe care i-am considerat relevanți, seniori, juniori și de asemenea persoane implicate din zonă care au lansat câteva teme. Apoi a fost vorba de o consultare publică a unor teme lansate de către IRLO, care a fost foarte interesant pentru noi pentru că au produs o reacție din toate punctele de vedere, o reacție foarte diversă a celor care înțelegeau mai mult sau mai puțin ce urmează să fie și cum e conceput un astfel de act artistic și în ce se materializează el într-un acest tip de artă. Și al treilea pas, implementarea, în care ne pare foarte bine să vedem că reacțiile 99% sunt pozitive și de fapt oamenii se regăsesc în ceea ce lucrează IRLO, tocmai pentru că sunt teme generale pe care le considerăm cu toții pozitive și importante pentru noi, au fost în trecut și sunt și pentru viitor. Îmi doresc o Valea Jiului în care oamenii de aici să fie implicați în viața comunității, să le pese unora de ceilalți, să le pese de oraș și de comunitate, nu să se gândească neapărat cum să plece de aici sau cum să-și trimită copiii în altă parte. O Valea Jiului în care oamenii din nou să se identifice cu această zonă și la care să țină ca la familia lor, să se simtă acasă din nou aici în Valea Jiului. Cu toții știm că locul în care trăim și mai ales spațiile publice sunt extrem de importante pentru calitatea vieții unui oraș, calitatea vieții locuitorilor. Acum ne bucurăm să avem prima pictură murală din Petroșani, din Valea Jiului și să reușim să aducem mai multă culoare locuitorilor de aici și celor care trec pe stradă și care până acum am văzut că ne transmit o energie pozitivă. Pentru mine, Valea Jiului este cel mai frumos loc de pe pământ și de aceea aș vrea să mă implic și mai mult, să reușim împreună cu colegii mei din Valea Jiului implicată, să îl facem și mai frumos pentru toată lumea, atât pentru locuitorii Văii Jiului, pentru comunitățile de aici, cât și pentru cei din exterior. Văd Valea Jiului a turismului atât de iarnă cât și de vară. Văd o Valea Jiului care are avantaje competitive serioase în raport cu alte comunități și când spun acest lucru mă refer în primul rând la faptul că suntem o zonă într-un parc natural. E vorba de aurul verde pe care noi îl avem și acest aur verde sunt munții Parâng, munții Vulcan, munții Retezat, care pot fi puși în valoare într-un viitor nu foarte îndepărtat, astfel încât zona să fie practic la potențialul pe care îl are din punct de vedere turistic. Valea Jiului are un potențial aparte, cum au puține regiuni din România și din Europa. Are pe de-o parte un potențial turistic, dar în același timp are un centru universitar puternic și modern. Este o zonă în care putem atrage o serie de investitori care să facă din Valea Jiului, care a fost o vale a energiei, să facem o vale a energiei moderne și poate chiar un echivalent al Silicon Valley. Valea Jiului trebuie să fie un model de dezvoltare pentru România și pentru Europa. Valea Jiului se poate inspira din tot ceea ce au însemnat tranzițiile din alte țări europene avansate și să nu repete greșelile lor, ci să meargă acum direct cu soluții de avangardă. Din punct de vedere economic, Valea Jiului, chiar dacă este cumva constrânsă geografic, poate să ofere alternative la minerit foarte serioase, pentru că aici există un fond uman cu pregătire tehnică și în zona aceasta a
industriei, sigur, nu industria minieră sau industria grea care este în regres, dar pot fi înlocuite aceste activități cu altele care să aibă legătură 100% cu ceea ce înseamnă componente pentru energia verde, fie că vorbim de energie eoliană, fie că vorbim de energie solară. Vreau să văd turiști din toată țara aici în Parâng sau în Retezat și vreau să văd turiști care vin din Austria sau din Franța să viziteze România. În momentul în care noi vom reuși aceste lucruri, cu siguranță proiectul Valea Jiului a reușit. Putem vedea o Valea Jiului în același timp cu firme de IT și firme care produc microprocesoare electronice, care produc poate chiar telefoane sau aparatură electronică de înaltă precizie. Văd o vale europeană, o vale în care universitatea trebuie să joace un rol important. Pentru mine, viitorul Văii Jiului din perspectivă socială presupune pur și simplu ca între oameni să existe un sentiment de întrajutorare și respect reciproc față de vecinul de lângă mine. Dacă reușim aceste deziderate, din punctul meu de vedere am reușit să creăm o vale mai inclusivă, mai integrată și care să aibă grijă de proprii cetățeni. Viitorul sună bine, sună foarte bine, cel puțin la fel de bine cum arată muralul din spatele nostru, adică colorat în ideea de a promova sau de a pune în valoare acele resurse pe care le găsim local și sunt cele mai importante. Oamenii, prin diferențele care există aici în zonă, prin de fapt multiculturalitatea care există și a existat tot timpul în Valea Jiului, care mai departe cred eu că va dezvolta de fapt prin inovație, prin creativitate, va putea să dezvolte și noi mijloace după ce la un moment dat mijloacele actuale de economice vor ajunge să decadă și vor fi înlocuite cu altele. Pe mine mă leagă foarte mult copilăria de aceste zone și mi-aduc aminte de câteva lucruri foarte interesante vis-a-vis de modelele de viață. Oamenii cei mai simpli, minerii cei mai simpli, au fost pentru mine modele și au constituit, de fapt, parte din dezvoltarea mea personală. Nu pot decât să am respect, apreciere și, până la urmă, să mă înclin în fața lor, pentru că, datorită exemplului lor, am devenit eu ceea ce sunt astăzi. Eu iubesc această zonă, iubesc oamenii pe care sunt în momentul de față și care poate au plecat și doresc să vină. Consider, așa cum spuneam de foarte multe ori, unul dintre cele mai bune locuri din lumea aceasta.